Anunțul momentului despre creșterea pensiilor. UE a dat ordin, România trebuie să. Plafonul de 9,4% din PIB pentru cheltuielile totale cu sistemul de pensii din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, a fost principala temă de discuție în cadrul întâlnirilor de la Bruxelles la care au participat ministrii muncii și fondurilor europene. Iată ce spun primele informații despre aceste negocieri. Eliminarea plafonului de 9,4% din PIB, refuzată de Comisia Europeană? Plafonul de 9,4% din PIB. Premierul Marcel Ciolacu dorește eliminarea acestui plafon pentru cheltuielile totale cu sistemul de pensii din Planul Național de Redresare și Reziliență. Totuși, Potrivit unor surse citate de Digi24, acest plan pare imposibil în urma discuțiilor de la Bruxelles. Se pare că discuțiile pe această temă au fost scurte. Comisia Europeană, ce, dorea modificarea plafonului, ne fiind de acord cu eliminarea lui. În ceea ce privește modificarea plafonului, ce o putea lua în considerare doar după lectura pensiilor generale? În prezent, aceasta nu există. Aceleași surse susțin că ce dorea un nou indicator care să aducăți disciplină financiară, fără să afecteze posibilitatea de actualizare sau majorare a pensiilor pe viitor. Nici această condiție nu ar fi fost îndeplinită de către oficialii români. Procedurile existente mai acordă o singură șansă pentru modificarea plafonului de 9,4 din PIB. Ministrul Fondurilor Europene trebuie să trimită până la termenul de 31 august, sau în perioada imediat următoare, Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta trebuie să conțină modificările cu noul capitol de repoeu. De această modificare depind fonduri în valoare de peste 3 miliarde de euro, pe care România riscă să le piardă. Până în prezent, aproximativ 17 țări din UE și-ar fi depus planurile naționale de redresare cu noul capitol de repoeu. Dintre acestea, 10 au fost deja și deja. Procedura presupune un termen de două luni după depunere, timp în care comisia analizează și aprobă sau refuză planul. Alte surse susțin totuși că Bruxelul ar fi de acord cu eliminarea plafonului. Potrivit unor alte surse, citate de Mediafax, Comisia Europeană ar putea fi de acord cu scoaterea procentului de 9,4% pentru pensii din bugetul României, prevăzut în PNRR. Aceasta ar pune totuși condiția creșterii pensiilor mici și mărirea în perspectiva vârstei de pensionare. România trebuie să se grăbească cu reforma pensiilor. Nu suntem neapărat fericiți cu ceea ce se întâmplă că nu vrem un mecanism de frânare, ci creșterea pensiilor mici și mărirea în timp a vârstei de pensionare. Doar așa am fi de acord cu scoaterea procentului de 9,4% din PNRR, au declarat pentru Mediafax surse europene. Potrivit surselor europene ale Mediafax, oficialii europeni nu ar avea probleme cu măsurile dorite de guvern, însă precizează că propunerile nu reprezintă măsuri structurale. În ceea ce privește deficitul bugetar, ce dorește garanții suplimentare pe limitarea cheltuielilor. Noi am arătat o flexibilitate, dar vrem garanții pentru viitor, au mai precizat sursele europene. Aceste două variante vin în contextul în care guvernul din București a solicitat Comisiei Europene eliminarea plafonului de 9,4% din PIB pentru cheltuielile cu pensiile, inclusiv cele speciale. De asemenea, Executivul a propus o majorare a deficitului bugetar de la 4,4% la 5,5% din PIB. Aceste măsuri au fost propuse în contextul unor decizii legate de politica fiscală și bugetară.